Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am plăcinte de post în cuptor. Aluatul este făcut foarte simplu și este cel mai gustos aluat. Este făcut din făină, borș acru și sare. Dar umplutura este la dorința voastră. Dar eu am aici cu varză, cu cartofi și ciuperci și dovleac. Numai bunătăți. Dar ne uităm de ce ingrediente avem nevoie pentru aceste bunătăți. Făină, 1 kg și 100 g eu am aici, dar făină poate să margă uneori mai mult, uneori mai puțin. Făina este diferită. Borș acru, 500 ml, ulei, 50-60 ml și o lingură de sare. Vreau să vă spun, dacă n-aveți borș acru, puteți să folosiți apă și la apă să adăugați o lingură, două linguri, oțet cu acid 5%. Moare tot puteți să folosiți, dar în curând voi face și rețeta de borș acru. În plutură eu am varză cu morcov și ceapă. Le voi căli pe tigaie și deja cu condimente, sare, piper negru și verdeață puteți să adăugați. De data aceasta eu nu voi adăuga. Varză eu am aici 650 g, 100 g ceapă și 150 g morcov. Și voi face în plutură cartofi cu ciperci. 400 g cartofi, 400 g ciperci, 150 g ceapă și puțin pătrunjel. Sau mărar puteți să folosiți. Ciperciile eu le-am opărit puțin. Cartofii am să o dau prin răzătoare, ciperciile voi tăia mărunt și voi căli puțin în tigaie cu ulei și cu ceapă. Și voi mai face plăcințele și cu dovleac. Facem aluatul într-un bol încăpător. Vom turna borș. Borșul la mine este la temperatura camerei, de aseară a fost scos din frigider. Sarea, voi turna puțin ulei, o lingură, două de ulei, voi amesteca puțin și adăugăm făina, puțin câte puțin și frământăm. S-a umplut gura de făină. Adaug cam jumate de cantitate, frământ puțin și dacă mai trebuiește mai adaug. Moare, dacă veți folosi, să folosiți moare de roșii. De castraveți, eu țin minte că mama acasă odată o făcut și se simțea așa, era gustos, tot bine, dar se simțea gustul așa de castraveți, parcă nu știu cum, nu era așa cum cu de moare de roșii sau cu borșac. Mai adăugăm făină. Eu aproape am terminat de frământat aluatul. Se primește un aluat foarte elastic. Priviți, parcă ar fi cu drojdie. Îl apeși și el se ridică înapoi. Este extraordinar. Făina eu n-am pus-o toată. Acum am să văd dacă mai trebuiește. Dar eu cred că puțină, puțină voi. Iată cât făină mai am aici. Am să cântăresc de sigur și am să vă spun cât a rămas și cât am folosit eu. Puțină eu mai adaug, că puțin, puțin se mai lipește. Nu trebuie să se lipească deloc acest aluat. Aluatul este gata. Priviți ce aluat. E extraordinar. Sunt foarte mulțumită de acest aluat cum s-a primit. Acum la el, voi dacă doriți faceți. Dacă nu, nu faceți acest pas. Mama acasă așa face, fac și eu. La urmă, adaug așa puțin, puțin ulei. O lingură, cred că. Sau o linguriță. Și mai frământa puțin, iată așa și cu ulei aluatul. Eu am terminat să frământ și aluatul cu puțin ulei. Mâna este curată. Vreau să vă spun că mama și cu bunica mea, când făceau aluat sau mămăliga, bunica spunea, ți-o minte la mămăligă, spunea că dacă mielestiul din mămăligă iese curat, înseamnă că mămăliga este bună. Și mama la aluat spunea, dacă mâna din aluat la urmă iese curată, înseamnă că acela este cel mai bun aluat. Și iată la mine acum așa s-a primit. Asta mult contează și de făină, dar și de mâna și dispoziția care face aluatul. Eu voi înveli aluatul cu folie de plastic și lăsăm pe 15-20 minute la odihnit și între timp ne ocupăm de împlutură. Pentru cei care sunteți în America și mă urmăriți, vreau să vă arăt ce făină eu folosesc. Este foarte bună, iată așa, este de la Trader Joe's, este foarte bună făina. Vă recomand. Eu am cântărit făina care mi-a rămas. La mine aici este 100 de grame, 100 și câteva grame. La mine a mers 1 kg de făină la 500 ml de borș acru sau 500 ml de lichid. Ciperciile le-am tăiat așa în lung, ca și pe ceapă, le adaug în tigaie. Cartofile le-am dat prin răzătoare, răzătoare nu măruntă, dar nici tare tare mușcat, așa mediu. Le adăugăm și pe ele în tigaie și le călim la foc mediu, doar puțin. Adăugăm ulei și condimente după gust, piper negru, sare.
și în altă tigaie voi căli varza. Am aici pus ulei în ea, deja trebuie să fie încălzit uleiul. Adăugăm ceapa, ceapa am tăiat-o așa cubulețe. Adăugăm și morcovul, puțină sare, piper negru, amestecăm puțin și lăsăm puțin să se călească doar ceapa cu morcovul pe 2 minute, nu mai mult. Apoi adăugăm varza. Cartofele cu ciupercile s-au călit puțin, cred că 7-10 minute a stat la mine pe foc, nu mai mult. Ceapa cu morcovul s-a călit puțin, acum este momentul cel mai potrivit de pus varza. După ce am adăugat toată varza, am amestecat și pun un capac și lăsăm pe 5-7 minute la călit, dar ne apropiem între timp și mai amestecăm. Varza noastră este gata, priviți cât de bine arată, e extraordinar. O luăm de pe foc. Împluturile noastre sunt gata, cât se răcoresc ele puțin, ne ocupăm de adunelile noastre pentru plăcinte. Și acum vom face biluțele noastre pentru plăcinte. Împărțit aluatul în două și apoi voi împărți în 8 și în 8, 16. Și le facem iată așa în biluțe. Presor cu puțină făină și biluțele noastre le aranjăm aici. Următoarea facem. Mâinile puteți cu puțină făină să le ungeți și să formați biluța sau masa de lucru cu puțină făină. Iată așa. Eu am terminat să fac toate biluțele. La mine s-au primit 18, după cum am spus și de la început. Le presorăm cu puțină făină. După ce terminăm de făcut biluțele, le învălim așa cu folie de plastic, dar nu așteptăm să se odihnească nimic. Deodată începem să lucrăm cu ele. Aici am pregătit așa o farfurie și ulei. Ulei am aici 300 de ml. La mine este ulei de canola și luăm prima biluță care am făcut-o pe masă să fie puțină făină și o întindem puțin. Atât ajunge. Farfuria o ungem cu ulei. Farfuria unsă cu ulei punem foaia noastră pentru plăcintă și o ungem și pe ea cu ulei. Atât. Și facem următoarea biluță. Tot așa. Pe masă de lucru puțină făină. O întindem puțin. Ce o întindem puțin? O punem deasupra la prima foaie. O ungem cu ulei. Și tot așa până când facem toate biluțele noastre. Le întindem puțin și le ungem cu ulei, una peste alta. Eu am terminat să fac foile pentru plăcinte, așa, cu oloi. Aici sunt jumate, nu sunt toate, sunt 8 aici, sau 9, da, sunt 9 aici. La împlutura de cartofi adăugăm verdeața, la mine este pătrunjel. Este foarte gustoasă împlutura, eu am gustat-o și pe această cu varză și pe această cu cartofi. Și acum foile noastre pentru plăcinte le vom întoarce, care a fost prima de desubt, să fie prima deasupra. Iată așa. Nu vă temiți să luați aluată la mână. Mulți aud că se tem. Nu trebuie să te tem. Mai punem puțin ulei. Și mai avem nevoie așa de o bucată de material sau prosop, nu știu, la mine el este de mult. Aceasta eu de mult am cumpărat-o special pentru plăcinte. O așternem pe masă. După ce am așternut pe masă, luăm foaia noastră pentru plăcintă și o întindem bine. O întindem așa în fiecare parte, cum vă este vouă mai comod. Nu neapărat să fie rotundă. Eu am întins-o, priviți cât este de subțire, este minunată. Poate să se rupe așa puțin, este ok, să nu vă temiți. Și luăm din împlutură și punem.
Înfătură puneți mai multă, mai puțină, cum voi doriți. Noi iubim cu foarte multă înfătură. Așa, cam ploaie cum ar fi, punem pe foaie. Cu mâna este mai comod, încep să mă joc cu lingura. Și acum apucăm materialul dintr-o parte, de undeva este vouă mai comod, și rulăm plăcinta noastră. Iată așa. Foarte ușor și rapid, nici nu te murdărești. Și o facem ca pe un melcușor. Și o punem pe tavă. Tava n-am uns-o cu nimic, pe ea este covoraj de silicon. Luăm următoarea și tot așa. Întindem puțin cu mâinile. Puteți să întindeți foaia de plăcintă și pe masă, fără material. Dar este mai greu. Se întinde mai greu și îți ia mai mult timp. Așa este mult mai ușor. Aceasta este metoda cea mai ușoară. Eu am încercat diferite metode. Priviți cât de subțire foaia se întinde și nu se rupe deloc. Este un aluat excelent. Priviți. Și rulem. Tare îmi place această metodă. Prima tavă cu plăcințele este gata. Priviți cât de minunate. Le dăm la cuptor la 180 de grade pe 20-25 de minute. Nu le un cu nimic. Acum facem cu cartofi, tot așa, cu mâna. Eu cu mâna mi este mai comod. Punem din împlutură. Am scos plăcintele din cuptor, sunt atât de fine, nici nu te poți atinge. Le luăm de pe tavă și le punem iată așa. Pe un platou puteți să puneți pe o farfurie ce aveți. Și le ungem cu puțin ulei. După ce le ungem pe toate cu uloi, le lăsăm așa puțin, apoi le vom acoperi cu folie de plastic și cu un prosop. Uleiul s-a însiropat tot în plăcinte, puțin a rămas deasupra. Acum le acoperim cu folie de plastic sau cu o peliculă, cu ce aveți, și cu un prosop. Și acum voi face plăcintele cu dovleac, direct aici deasupra, la foaie de plăcintă, prin răzătoare. Voi da dovleacul. Eu fac mai bine prin metoda aceasta, direct acum deasupra la foaie, dau prin răzătoare dovleagul sau și mierele, că ele lasă pe urmă foarte mult suc și este greu de deformat plăcinta. Priviți, iată așa. Și acum puteți să presorați și zahăr. Eu nu voi presora. Eu voi adăuga puțină scorțișoară. Așa, super. Și rulăm. Mărginuța eu am rupt-o. Iată așa marginea aceasta aici la urmă. Eu o rup, ea se rupe foarte ușor, nu este nimic complicat, că ea este în plus. Aici, iată așa, și o rulăm. La aceasta voi presura și puțin zahăr, soțul a spus să-i pun puțin zahăr. Iată eu o lingură pun și scorțișoară. Eu am terminat să fac toate plăcintele. Acestea sunt ultimele, le dau la cuptor. Priviți primele care au fost învelite. Sunt extraordinare. Eu pe acestea acum le-am uns cu ulei și vreau să vă arăt că fără să fie învelite sub folie de plastic, sub prosop, ele deja se înmoaie. Deja.
Aceste cu dovleac tot sunt coapte, le-am scos din cuptor, s-a răcărit puțin, sunt atât de fine, cu ulei nu le voi da pe ele, voi presura zahăr pudră. Le voi aranja și pe aceste cu dovleac aici. Priviți cât de frumoase, dar cât de gustoase, sunt foarte fine. Acesta este cu varză, cartofi și dovleac. Rupem să vedem cum sunt și înăuntru. Aceasta este cu cartofi. Priviți cât de bine arată înăuntru. Am să rup una și cu varză să vă arăt. Super! Da un miros! Voi rupe și cu dovleac. Dovleac scorțușoară. Sunt toate minunate și gustoase. Dați să probăm. Voi începe cu varză. Cum să nu mănânci așa bunătățuri? Regim, regim, dietă, dietă, dar cine papă bine are corp frumos. Mâncăm cartofi și ciperci. Priviți cât de bine ciperci îmi plac aici, cum se văd așa. Bucăți mari, nu mărunte. Și la urmă, desertul cu dovleac. Super! Vreau să vă spun că la mine când se primește lucru sau mâncarea gustoasă, eu am o dispoziție nebună. De aceea să nu vă râdeți de mine. Sau puteți să vă râdeți numai nu de rău, am de să vă râdeți nume de bine. Sunt extraordinare toate, cu orice împlutură. Sunt minunate, excelente, fine, delicioase. Sunt foarte gustoase. Vă recomand această rețetă, este foarte gustoasă. La ea nu este nimic complicat, se face foarte ușor și rapid. Timp de 2 ore eu am făcut totul. Dar vreau să vă spun că noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți plus, dați share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram. Dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă.